Alina Nadia Ardelean a fost adusă marți dimineață la judecătoria din Petroșani, unde a fost chemată într-un dosar în care este acuzată că a maltratat un minor în casa sa. Asta s-a întâmplat înainte ca cei trei copii ai săi să ardă de vin casa pe care a încuiat-o, în momentul în care a plecat să bea până nu a mai putut să se miște. Acum însă a înduplecat instanța, motivând că nu a efectuat munca în folosul comunității, fiindcă i-a murit soțul și este îndoliată din nou. Între timp însă s-a ales și cu avocat. În prezent, ea e trimisă în judecată pentru revocarea suspendării. A fost condamnată la o pedeapsă de 2 ani cu suspendare și obligată să presteze 100 de zile de muncă în folosul comunității. Din motive pe care numai dumneavoastră le știe, n-a prestat această muncă în folosul comunității și atunci Serviciul de Executări Penale a dispus să fie revocată măsura suspendării care a fost aplicată și, bineînțeles, să se dispună ca atare. Femeia a chinuit și maltratat un copil pentru că l-a bănuit că i-a lovit fetele. Acum însă femeia așteaptă să fie trimisă în judecată și pentru uciderea copiilor săi, care au murit arși de vin în apartamentul de la ultimul etaj. Dosarul este în stare de instrumentare la organul de cercetare penală, nu e finalizat. Până în 10 mai, când a fost stabilit un nou termen în dosarul în care este acuzată de siluirea unui minor, Alina Ardeleanu este liberă și urmează chiar să îi se facă o anchetă socială acasă. Însă acum locuiește singură, după ce soțul său a decedat.